pe cine am ales. Iată, astăzi aliniez echipa pe teren și sunt convins că vom avea o echipă câștigătoare aici. M-am întâlnit cu fiecare dintre candidații pe care vi prezint astăzi. Am avut un maraton de 27 de interviuri pe care l-am desfășurat săptămâna trecută. Echipa mea include 9 foști miniștri sau viceprim-miniștri, 19 sau 20 de miniștri, foști miniștri, 7 foști comisari, domnul Caetan, de exemplu, și 8 foști membri ai Parlamentului European. Mi-a fost foarte, foarte greu să am în comisie 9 comisari. Am început doar cu 3 candidate la sfârșitul lui iulie și am petrecut întreaga luna august la telefon, după cum știți, probabil încercând să am mai multe comisare și am reușit să dublez această cifră și până joia trecută încă a trebuit să mă lupt pentru a avea încă 2 doamne comisari și iată, acum mă prezint în fața dumneavoastră cu 9 comisare, portofolii cheie, după cum vă spuneam și am vorbit cu primii ministri care mi-au dat sugestii, deci portofolii cheie vor fi de resortul comisarilor în egală măsură, de exemplu, pentru politica regională, pentru comerț, justiție, consumatori, egalitate de genuri, concurență, piață internă, industrie, ocupare și afaceri sociale. Corina Crețu va conduce politicile regionale, altfel spus, va fi la cârma investițiilor Uniunii Europene și va gestiona un buget de peste 350 de miliarde de euro. Politiciana română este în prezent vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului europarlamentar Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, al doilea camărime din legislativul european. Dintre cei 28 de membri ai Colegiului Comisarilor Europeni, câte un comisar din fiecare stat membru al Uniunii Europene, 15 sunt de centru-dreapta, 8 sunt social-democrați sau socialiști și 5 sunt liberali.